Hei, salut și bine te-am găsit! 30.000 de metri, 9.144 de metri, 9 kilometri, 5,7 mile și tot scade. Până acum, o singură persoană a supraviețuit vreodată unei căderi libere de la acea înălțime. Ai fi la fel de norocos? La 26 ianuarie 1972, o explozie la bordul zborului aerian 367 a dus la imposibil. Însoțitorul de zbor în vârstă de 22 de ani, Vesna Vulovici, a căzut de la 10.000 de metri în aer, stabilind un record mondial pentru supraviețuirea cele mai înalte căderi fără parașută. Cum a supraviețuit? Există un truc pentru a cădea dintr-un avion și a supraviețui? Și cum se simte? Începând cu anii 40, au existat aproape 50 de cazuri de persoane care au supraviețuit căderilor din avioane. În toate aceste cazuri, supraviețuitorii au avut norocul să-și amortizeze căderea. Vesna Vulovici, de exemplu, se afla în spatele avionului când s-a întâmplat explozia. Când avionul s-a descompus, coada detașată a avionului a rămas intactă și fixată ca un coș de mâncare, iar Vulovici a fost împiedicat să inspire aer. Coada detașată a avionului a aterizat în zăpada adâncă în munții Cehoslovaciei. Vulovici a suferit mai multe fracturi, dar epava avioanelor și straturi de zăpadă moale adâncă i-au salvat viața în cele din urmă. Cea de-a doua cădere, fără o parașută, în care cineva a supraviețuit s-a întâmplat în anul 1943. Bombardamentul de forță aeriană Alan Mage a fost lovit de focul inamic asupra Franței. Avionul său a izbucnit în flăcări și l-a propulsat pe Mage din avion înainte să poată prinde o parașută. Mage a căzut aproximativ 6.700 de metri. Aparent, acesta a intrat prin acoperișul de sticlă a unei gări și a fost găsit spânzurat de glinzile de oțel care țineau acoperișul. Nu ați crede că un acoperiș de sticlă ar amortiza orice fel căderea, dar dacă nu ar fi fost acolo, Mage nu ar fi putut supraviețui. Așadar, dacă te vei descoperi vreodată căzând dintr-un avion fără parașută, te apuci de ceva. Orice. Și folosește-l pentru a-ți atenua căderea. Desigur, este mult mai ușor de spus decât de făcut. Când vă aflați în cădere liberă de la 9144 de metri, o aterizare moale este probabil ultimul lucru din mintea voastră. Totul se întâmplă atât de repede, din momentul în care sunteți în afara avionului sunt doar 170 de secunde până când ați lovit pământul. Iar în această perioadă veți fi extrem de reci și lipsiți de oxigen. Temperatura medie la 9144 de metri, înălțime, variază între minus 40 de grade Celsius și minus 57 de grade Celsius. N-ai simțit-o pentru mult timp, pentru că vei coborî foarte repede. În timp ce tot aerul conține aproximativ 21% oxigen la altitudini mai mari, există o presiune mai scăzută a aerului, astfel încât se simte că există mult mai puțin oxigen. Acest lucru vă va face să vă pierdeți conștiința, cel puțin pentru un timp. Presiunea aerului va crește treptat pe măsură ce vă apropiați de sol, astfel încât probabil vă veți trezi din nou după aproximativ un minut de cădere liberă. Pe măsură cu căderea liberă, viteza dumneavoastră va crește cu 9,8 metri pe secundă. În cele din urmă, ai opri accelerarea și ai atinge o viteză constantă cunoscută sub numele de viteză terminal. Acest lucru rezultă dintr-o presiune a aerului sub tine odată cu căderea, deoarece aerul nu îți poate ieși suficient de repede. În același timp, aerul din spatele tău nu se umple suficient de repede, creând un fel de vid. Diferența de presiune a aerului de sub tine și presiunea aerului de deasupra ta creează rezistență la tracțiune sau la aer. Când forța exercitată de această rezistență a aerului este egală cu forța gravitației, ați atins viteza terminală și vă veți deplasa cu o viteză constantă. Căzând de la 30.000 de metri, este probabil să atingeți viteza terminalului la 190 de km pe oră. Desigur, viteza dumneavoastră reală de terminal va depinde de dimensiunea și greutatea dumneavoastră. Cu cât ești mai greu, cu atât vei cădea mai repede. Dar dacă vă întindeți brațele și picioarele în larg, puteți crește cantitatea de tracțiune exercitată asupra voastră. Asta vă poate încetini puțin. Totuși, ți-ar plăcea mult mai mult dacă ai avea o parașută. Parașutele sunt ușoare și foarte largi, iar o parașută îți va reduce viteza de cădere de la 45 de metri pe secundă până la 5 metri pe secundă. Dacă nu aveți parașută, ar ajuta să știți unde să aterizați.
O mulțime de oameni au căzut din avioane și au trăit, au supraviețuit din cauza aterizării în zăpadă adâncă sau au fost amortizați de copaci sau tufișuri. Din păcate, un copac poate fi foarte bun, dar în același timp poate fi și foarte rău. Dacă nu vedeți ceva mai jos, cel mai bun lucru este să încercați să aterizați mai întâi cu picioarele ușor îndoite. Când lovești pământul, vei fi probabil pe lateral sau pe spate. Aceasta este cunoscută și sub numele de secvență de impact în 5 puncte și în timp ce va fi incredibil de dureroasă, îți va salva viața, în principal organele tale vitale și creierul tău. Desigur, toate acestea sunt doar recomandări, sfaturi pentru a face cele mai bune rezultate dintr-o situație proastă și foarte nefericită. Oamenii nu sunt chiar construiți pentru căderi libere de la 30.000 de metri și totuși în fiecare an parcă realizăm ceva ce credeam că este imposibil. Așadar, înainte de următorul dumneavoastră zbor, poate doriți să vă împachetați un trifoi cu 4 foi, chiar dacă nu este cazul. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!